Pardon? Ce pardon? Ce pardon? Faci pipi pe gard ca câinii? Ce ești tu, mă? Câine, javră? De ce nu te duci în spate la WC-ul ca oamenii? Hai, domnule, oare care ești? Lasă-mă în pace că ți s-a părut. Cum mi s-a părut? N-am văzut cu ochii mei? Nesimțitule care ești! Ți-e lene să te duci 3 pași la WC-ul? Dar nu te ții pe picioare, de-aia nu te duci. Ce vorbești, mă? Cine nu se ține pe picioare? Hai capul tău, ia, dă-mi în clipa asta o pereche de schiuri și un teren de gheață. Să vezi ce figuri îți fac. Dublu Maxel, triplu tulup, toate. Figure ai tu în cap, mă, că dacă îți dau una peste ceafă, faci triplu muștuc. De ce faci, mă, pe garduri ca câinii? De ce faci pe câine javră, zi? Măi, da, băi, ce, răspunde-te foarte simplu. Nici nu e gardul tău, e gardul meu. Ne încurcăm în amănunte și chestia asta mie nu-mi place. Mai pui WC-ul în spate. De ce l-ai pus, domnule? Acolo, să-mi dau ficatul afară până ajung la el, până la aici, în față. Cum să pun, mă, WC-ul în fața casei? Unde s-a mai pomenit așa ceva pe lume? Nu vrei să-l pun în stradă, să ne vadă toți vecinii? O idee foarte bună, bravo, felicitări. Da, păi mai bine să-l pun lângă patul tău, că și așa numai acolo stai. Adică, ce, eu m-am luat de tine că ce faci, cum faci, că și tu stai degeaba, adică ia vezi. Mă, nenorocitule, mă, nu mai îmi face supărări de-astea sau nervi, că o să mă găsești într-o zi țapăn aici. E o promisiune? Nesimțitule! Nici ești nebun la cap? Ia uite-l, bă, băiatul, să sară inima de mine. Faolo! Păi, bă, ce faci aici? Mă, ce? Bă, mare rău că ai avut că te-am recunoscut, mâncați și gura, dacă nu te recunoșteam, tu m-ai văzut că am plecat direct pe carată, deci fai de cap, mă, deci praf te făceam. Este a trecut glonțul pe la urechi. Deci a... Mă... Care e cu glonț, băi? Tu ai pistoale? Glonțul, cu sensul, cum ar veni, dă carată, mă, că plecam. Deci plecam în acarata frumos, în trunchi, uite aici, așa. Deci direct agheu, ești nebun la cap. Și ai noroc că m-ai speriat ziua că te-am recunoscut. Și am avut timp să opresc toate forțele alea dinăuntru care era, înțelegi? Dacă mă speriai noaptea și nu te recunoșteam, deci carne de mii te făceam. Bă, tu răspund la întrebare. Ce făceai tu aici? Scuză-mă, ce... dar ce făceai? Să fac aici, mă. Ce să fac, mă? Uite, adun după oameni ăștia nesimțiți. Că uite și tu ce oameni nesimțiți. Deci uite și tu. În loc să arunce gunoiul frumos în coș aici, așa, da? El aruncă, uite, și tu, mă. Uite, l-aruncă pe lângă. Băi, așa de greu să arunci gunoiul în coș. Uite ce ai aici, pungă, sucul, să-l arunci în coș. Zici și tu acum, mă. Nu, l-aruncă pe lângă. De ce e coșul ăsta aici, mă? Ca să-l storci, nu, mă, ca să arunci gunoiul în el. Bine, eu cred că ăștia care aruncă gunoiul pe lângă, îl aruncă, dai dracu. Eu la ăștia le-aș da amendă puternică, înțeles, să le ia și casă și mașina și tot. E foarte interesant ce spui tu, dar de unde stăteam? Eu parcă să zic că am văzut altfel. Adică mie mi se părea că tu cauzi în gunoaie. Jou! Așa? Jou, bă, tu nu mai vezi bine, mă, ia-ți dracu ochelar, mă, dacă nu mai... Ia zi-mă, câte degete am eu aici, am? 3. Ai văzut că n-ai ghicit? Ai! Bă, cum ai că n-ai ghicit? Păi câte mi-ai arătat? Mi-ai arătat 3? Câte aici, mă, 3? Pe bune acum, zici? Câte aici? 3, mă, numărele!
Jau, ia uite-mă, acum sunt sclavul tău sau sunt prostul tău să tau să număr. Bă, stai puțin, ce te pui tu cu matematica pe mine? Vezi că nu primit așa ceva, deci ne supărăm. Să nu te supăr că zic. Păi... Eu, să nu te supăr că zic, dar eu cred că tu... Că o tai în gunoi de foame. Ia uite-mă, n-auzi, mă, că le strângeam, că sunt oameni ăștia resimțiți care adunam după da, oameni. Bine, cum care... zici tu, dar să știi că eu pot ca să te învăț o manevră, care o aplic și eu, care merg cu ea la sigur de fiecare dată și mănânc gratis, gratis! Nu trebuie, mă, nicio manevră, n-auzi, mă, că adunam după oameni ăștia resimțiți, nu e nicio manevră. Reparații? Amenajări? Non-stop? Păi! Păi ce? Cine? Ce caut? Ce caută după aici? Cine? Unde se duce? Păi! Gianni știe unde merge mașina cu zugrăveala, că a văzut-o și ieri. Bam, bam. Zi unde se duce, că turbezi de foc. Eu zic? Îți zic, dar mai întâi să-mi zici și tu mie care e combinația asta ta care mănânci gratis sau care zici tu, nu pentru mine, nu pentru mine, pentru un tovarăș care are un amic, care are un prieten, care nu e român, e străin, e pilot de kamikaze. Cum da, mă, nu mă interesează cu eu, zici și e treaba ta. Zici, mă, nevoie este foarte simplă. Așa. Eu mi-am dat seama că există pe lumea asta și deși la noi ești am fierbinți, deși oameni care atunci când e în depresie, îi apucă foame. Depresie, mă? Dar mă, depresie, starea aia atunci când zici aoleu, mămica mea, că ce rost am eu pe lume, că sunt un zero barat, că mai bine tai venile, că nu știu ce, și te ia cu plânsete, cu lăcrimi, cu mușchi, cu toate astea. Deci, păi, ei apucă foamea, mă, bă, sau ce? Bă, dar și cum, rău de tot. Deci, în depresia asta care o are ei, bă, bagă o tonă de pastile, nu le trece. Până nu mănâncă, să umfle mațul, nu se simte bine. Gata, am înțeles, deci mănâncă pe sistem nervos, mă, cum eram eu, când îmi rodeam unghiile, când eram mic, știi? Așa, așa făceam și eu. Așa, bă, bravo, bravo, că ai nimerit-o bine. Că te întreb eu acum, tu de ce crezi, mă, că mă cert eu cu soacră mea? Ia uite-l, mă, că e tâmpită și nu-ți place de aia, ia uite-l. Asta, bașca! Dar mi-am dat seama că ăsta este punctul ei slab. Eu o enervez pentru că știu cum face. Adică este manevra mea să mă lipesc de mâncărică. Pentru că dacă intru în ea și zic, bă, ești o panaramă, nu face aia, nu face aia, ești o puturoasă, ești un șifonier cu buric, ești un toate alea. Bă, îi se umflă așa vena la gât și ca să-i treacă, intră în oile să facă mâncare. Că numai așa se simte bine. Și când face mâncare, nu face așa două, trei porții. Face dita mai oala, că așa e învățat ea. Și la dita mai oala, ce crezi, nu mă lipesc eu? Mă lipesc, băi, ce mamă dracu, că nici nu-i place să mănânce singur. Păi, mai devreme, mă, m-am făcut că fac pipi pe gard. Bă, ce s-a, bă, ce s-a bășicat pe ea de... Imediat a intrat în bucătărie, că am văzut-o. S-a apucat de tocară, nu știu ce dracu, pe acolo. Face și face. Să mor tu. Bă, dacă zic, mă. Bă, și cum este ea? Sigur mai este și alții. Iese, e o grămadă pe aici, prin sat, trebuie să fie. Nu știu ca să ți zic cu nume și pronume, că nu i-am testat pe toți, dar este unii care când are nervi, se apucă și mănâncă. Tata, acum eu ți-am zis, zici și tu mie, unde se duce mașina aia de zugrăvit? La Brânzoi, mă. La Brânzoi? Da. Bă-l, dracu-l năsos, mi-a băgat un cuțit în spate. A, noroc. Nervi, stres și supărare, a? Hai noroc. Hai noroc. Te duc undeva? Da, bravo. Da, mă, du-mă și pe mine până la Bama Veche și înapoi, că am uitat ceva acolo. Ce? E, zic, am uitat. Eu știi că anul trecut am fost două zile la Bama Veche? Așa, și? Eu zic acum, dar nu mai zici la nimeni. Nu. Deci am făcut pipi mare, că mi-era lene să mă duc acolo în boscheți, alea. Așa, și ce toată lumea face, nu e nicio problemă. Da, bravo, dar eu am uitat ceva, ți-am zis. Ce, mă? Să trag apa, nebunule. Știi? A? Adică... Glumă, mă, nebunule, n-ai prins-o? Hai că am făcut pipi mare să trag apa. Cum dracu, că apa era acolo, știi? Că marea e cu valuri, cu alea, nici nu știi, măcar, dacă să trage apa sau să împinge apa sau... Dar ce dracu glumă e asta, mă? Aolo, aolo, m-am omorât. Deci m-am omorât acum, mă. Dacă n-ai prins să luați tu așa, e că te-au cu de-asta, serios. Tu mai vinzi mașina asta? Că săptămâna trecută ziceai că vrei să-ți iei alta. Da, vreau să o vând. De ce? Ia uite-mă de ce, că poate vreau să o cumpăr eu. Ah. Deci... E...
Ce? Ce de spus în apărarea ta? Adică? Ai ca o mașină în asta, care scrie pe aia zugrăveli, amenajări. Ce caută ea la tine în poartă? Păi nu ți-ai zis, mă, să vii tu? Săptămâna trecută ți-am spus și n-ai vrut. Păi numai că nu mai urcați destul de frumos, ai zis vii, bă. Așa și? Vii, bă, vii, bă. Așa să vorbește cu mine la valoarea și la pregătirea mea, sunt eu profesional, vii, bă, nouă, că n-am venit. N-ai venit, n-ai venit. Am găsit pe alții. Te-ai grăbit și ai greșit. Altceva trebuia să faci tu cu mine. Ce, mă? Mă aștepți? Să te rogi de mine cu cerul și pământul, ca să... Poate într-un final mi se făcea mile de tine și veneam. Să mă rog de tine, mă? Da. Păi cine are banul, eu sau tu? Asta s-a ajuns discuția, cine are banul ăla? Te întreb eu, cine are meserie la degetul mic, eu sau tu? Mai are și alții. Dar nu ca mine. Chiar mai bine. Hai că mă enervezi. Ce lucrurile să faci? Păi îmi pune faianța aia în bucătăria de vară, nu ți-am zis? Ai uitat, vezi? N-am uitat, gata, faianța în bucătăria de vară, două ore, că asta e treabă de două ore, adică... Sunt dispus să te ierd, să ne împăcăm. Să mă ierti? Tu pe mine? Da, dai afară oamenii, preiau lucrare, repar bulelele care ți le-a făcut și ne împăcăm. Mă, eu am alte idei. Ascult, da, vezi, ai grijă ce zici, că nu negociezi prea mult. Bine. Ce-ar fi să pleci tu de la poarta mea și să mai vii când te-o-i chema eu? Hm? Băi, mă enervez, lucrez fără bani. Lucrez, nu-ți iau niciun leu, dacă mă rogi frumos. Nu. Tu încă nu te-ai prins cum să faci negocierile astea, adică mai lași tu, mai lași eu, mai ca să ajungem undeva la jumate. Nu se negociază așa cu cizma pe gâca tine. Bine, mă, vrei să te rog frumos? Exact, la asta nu renunț. Celentano, te rog frumos, pleacă dracu de la partea mea. Auziți, domnul Brânzoi? Care vreți să o punem pe perete, asta sau asta? Pune ce vrei tu. Am încredere în gustul tău. Aoleu. Adică vrei să fiu pe gustul tău? Mărule! Ce-a fost asta, mamă? Nu te interesează pe tine. Hai, noroc, mă, Brânzoi. Noroc. S-au apucat, mă, fetele alea de treabă? Ba, au venit, dar nu s-au apucat. Păi, să puțin, cum adică fetele e mai multe? Ia, tași, că nu te inter... Ia, hai, intrați. Hai. Stai acolo. N-ai tu treabă. You swing, I wanna thank your mama. She probably gave you them things. Maybe we should go hang. I gotta kill a place somewhere you can show that body. Power that killer face. Would you like a drink? I got some goose later. Mix it with your favorite flavor. I got the juice, baby. I wanna break you off. Come on, let's take it off. Hold on, now do it slow. Like in them videos. I like a freak. Girl, I need a freak. Girl, I'm such a fiend. So shake it like a bad girl. O să facem și noi o pauză. E vreo problemă? Nu. E nicio problemă. Faceți câte pauze vreți. Așa mă gândeam și eu. Freak. Girl, I'm such a fiend. Shake it like a bad girl, baby. Băi, Brânzoi, bă, mare noroc ai avut că ai găsit fetele astea să-ți facă lucrarea. Costă mult? De trei ori mai scump, dar merită. Ia uite-te și tu. Merită din plin? Uite aici l-am găsit. Am sunat. Ia. Am găsit-o în curte. Păi eu n-am găsit așa ceva în curtea mea. Eu am găsit-o, dar prostul de mine n-a sunat. Auziți? Veniți să mă lucrați și pe mine? Poftim? Adică să lucrați și la mine. Vreau să zic. Dar ce ai de făcut? Orice. Totul. Important e să veniți, că la mine sunt foarte multe de lucrat. Uite, mă, la el. Ce să lucreze, mă, la tine, mă? Lasă fata, mă, că e în pauză, să se odihnească. Eu întâi se termină la mine. Și... După aia veni și la mine după ce-i terminat și pe ăștia. Eu trec și pe ăsta. Ce, mă? E timp.
E timp pentru toate lucrurile. Doamne, ce bine arătați când lucrați și pot să vă spun că v-a rămas puțin iaurțel aici, în colțul. Unde? Îmi permiteți? Lasă-l mă acolo. Mersi. Eu trebuie să dau un telefon. E de fructe. Dă-mă și mie. Dar unde vă pricepeți așa de bine să faceți cu gledul, să faceți atâtea lucruri, amenajări? Ne pricepem. Tăticu a fost zugrav, bunicu a fost tot zugrav. Și așa ne-a intrat meseria în sânge. Direct. Deci voi două sunteți surori? A, nu. Suntem frați. A. Da. A? Am pus somniferul în vin. În maxim jumătate de oră să le pice lanțul. Da, sunt mai mulți, 3. Eu nu știu, am mai adus pe unii să se uite la noi. Bine, poți să vii când vrei. Bine, pa!